foarte tare. Și deja ne-am făcut o idee unde o să ne plasăm toate monturile. Și pe malul ăla și aici, în zona asta. O să mai facem un drum, să punem două atrope undeva în mijlocul bălții. Și cam asta a fost nebunia pe laser. Balta. Cu barca, cu o singură vâză și cu piciorul. V-am pupat. Pa, pa. Ce faci și mă frumosul, ai? Ce faceți, mă, băieți? Nu trage peștele, jucați table? Evident. Neanelu, cine câștigă? Johnny, ne poți spune ceva în această primă zi din februarie 2020? Da, deci aia e cana mea până la urmă. Ai aflat? Deci voi când peștele nu reacționează, vă jucați table. Nu. Măcar jucați de plăcere sau pe bani? Pe bani mulți. Câți bani? 1000 de euro. Dragii mei, suntem pe baltă la pescuit. Este 1 februarie 2020, prima partidă pe anul acesta. Am plasat monturile. Pescuim pe două standuri. Este cabana numărul 9 de pe balta Lazar din Alexandria. După cum spuneam, lansetele sunt plasate. Mai devreme am fost un pic și cu barca în apă să găsim câteva zone mai tari și câteva zone mai adânci. Și am reușit. Acum să vedem dacă tacticile noastre vor da roade. Toate că e destul de călduț afară, sunt vreo 16 grade în acest moment. Apa este foarte rece. Haideți să mergem și pe standul celălalt să vedem cum arată. Cuțu, cuțu, cuțu. Îmi prindă căței pe aici. Nu mai e nimeni pe baltă, suntem doar noi și din acest motiv am putut ieși cu barca, pentru că în mod normal nu ai voie să ieși cu barca pe apă. Astea sunt regulile de aici, de la baltă. Vedeți și celălalt stand. După ce am găsit zonele de care vă ziceam mai devreme, nu știu dacă se vede, avem o atropă în apă. Cred că se vede totuși. Da, este un platou acolo, are adâncime de 2,2. Acum avem modelul acesta, le-am plantat. Asta e cel de-al doilea post. Aici pescuim cu 3 lansete. Sperăm să prindem și pești pentru a vă arăta și munturile care au dus la prinderea peștilor. Am nădit și cu porumb, am nădit și cu boilesuri. Și deocamdată așteptăm. Băieții joacă table, se simt bine. Gionelu, tu joci și table, consumi și alcool? Ai toate calitățile. Mai e muțico. Câteodată mai fumează.
Sper pește. Să revenim cu un pește. Deocamdată cam atât. Pa, pa. Dragii mei, uitați monturile pe care noi le-am folosit în această partidă. Da, este o montură clasică cu două boabe de porumb și o spumă flotantă. Am echilibrat un pic distanța, înfășurând firul de păr pe tija cărligului. Haideți să vedem și cum se echilibrează. Ceva de genul vasa pe substrat. Folosim foarte multe pop-up-uri pentru că și porumb și spumă flotantă, pentru că e foarte multă iarbă în apă și vrem să ni se prezinte munturile cât mai bine posibil. Tocmai de asta încercăm să folosim cât mai mult și să ridicăm munturile noastre cât mai mult de pe substrat. Asta e așa, să vă prezint cum se echilibrează și noi vom folosi totuși și o montură cu boiles. Am făcut un snowman. Ceva de genul, va sta pe substrat. Cumva echilibrează bila de 16 mm. Da, ceva de genul. Cam așa. Deci, după cum puteți vedea, folosim două monturi cu porumb și cu spumă flotantă. Folosim un D360, un rig, cel pe care vi l-am prezentat în episoadele trecute. Este și montura care ne-a adus peștele de 4 kg de azi noapte. Și asta pe care v-am arătat-o, formată dintr-o bilă de 16 și un pop-up de 14. Cam astea sunt monturile noastre. Acum o să le replantăm și să sperăm că până plecăm astăzi vom avea ceva activitate. Bloopers! Pa, pa! V-am pupat! Întâi februarie 2020, primul drill al acestui an. Suntem pe Balta Lazar. Nu o să vă vine să credeți, dar asta a plecat pe ran. Deocamdată nu se mai simte nimic. Dar dacă e, cred că e migdorul, nu? Să simte ceva. Un băi, ești nebun pe ran? Foarte mic. Sau vine în mar. Deja. Mi-e dor, el ține ceva? Foarte slab. Este... este un pește, dar da. Cred că este foarte mic. Dar totuși mă mir pentru că avem un pop-up de 15 mm. Dacă nu, chiar un caras poate, un pic mai mare. Sau să vină în mal. Poți un pic de lumină pe fir? Da.
slab. Oricum a luat-o în dreapta, se vede clar. Baby ciorpan? Foarte mult în perioada asta. Balta abia s-a dezghizat acum câteva zile. Dar totuși mi se pare mult prea mulțit. Nu se lucrează la însetele astea de trei. Nu se lucrează să-i amuri. Da, este un crap. Un crap probabil undeva între 3 și 4 kg. Dar e foarte amorțit, adică a venit foarte. Ciorțenel. E mai mic de 3. Da, probabil. Alex, nu treci pe la mine? Nu, las că rezolv eu. Ia, Alex, vreau face. Te descurci? Da, da. Acum vom scoate exact pe aici. Și avem primul crap, primul crap de 2020. Bravo, Wes. Haideți voi să vedem. De curiozitate ce 3 kg are. Stai, Alex. Ce sunt aici? Stai, Alex. Un pic. Nu se poate regulamenta. Da. Un Ronny Rig. Un Popa Marble. Totuși plecat pe ran. Da, culmea a plecat pe ran. E Nino, nu ne vine să credem. Pe 1 februarie, un ciortan care pleacă pe ran. Vrei să-l cântărim? Da, hai adus și cântarul să vedem de curiozitate cât are. Stai, Nenel. Nenel, vino să tragi... Zic. Ce să tragi minciog. Gata. Mamă, cum stă? Nu schițează nimic. Hai, scumpule, zi ceva. Primul ciortănel. Ai stringa acolo, nu? Primul ciortan. Pe 2020, 1 februarie 2020, prima partidă pe acest an. Suntem pe baza Balta Lazar, în Alexandria. Hai să vedem și câte kilograme are. Nu o să-și fac șocuri. Bravo, băi, Daniel. Alex, unde ai dus toate alea? Linguri, chestii. Lângă baie, în dreapta. Da, da. Hai să vedem și câte kilograme are. Eu zic că undeva la 2 kg are. Patru și 11, salteaua fiind
fiind uscată. Deci kilograme. Hai să cântărim acum. 4200, da? 4200 cus. Gata, man. Lasă-te tu. Ha? Aud? Nu, nu. Ia, lasă-o curăț, chiar sunt cât tare. Lasă-o cât tare. Trebuie să fi făcut tara de la început. Da, da. Uitați, un kilogram. Așa, deci 3200. 3200. Deși foarte anemic, a plecat fără an, adică... Hai, despre eu poza să fac? Nu. Nu? Nu le eliberăm pe domnul? Domne, mi pare bine că te-am văzut. Du-te, dică. Du-te, dică. Du-te și adu-o și pe bunica, pe bunicu. Ia uite-le. Pe străbunicu. Bravo, mă, băieți. Am început cu dreptul prima partidă. Sperăm că o să luăm unul și mai mare. Apa este destul de... E gheața apa. Rece, rece. E gheața una cu pește. O, scumpule. Bă, n-are stare, bă, băiatule. Bă, pe frigul ăsta, uite-te și tu. Un frumos crap. Ne-a dat trezire azi noapte la ora 1. Dansează cu noi puțin. Dansează. Uite ce vivo e. Vivo e, bă, ia cu vivo. Face încălzire, hai. Dar nici cu mine nu-i mergi. Ce-i, mă? Crab de ianuarie. Februarie. Și februarie. De 31 ianuarie și de 1 februarie. Am prins 2 luni. Într-un weekend. Acum să le eliberăm. Ai vreo 4 kg, cred că. La promo, da. Cu un kg mai mare decât ăla de-aseară. Hai, Gionele. Da, da. Ne eliberăm că nu mai are răbdare băiatul ăsta. Hai, mă. Dă-i fir. Hai, mă, curaj. Bravo, Gione. Crab de ianuarie și februarie. Numai în jurnalul pescalului. Deci în această partidă ne-am pescuit între Plăcuța. Nu știu dacă se vede foarte bine. 22 și 23. Este ca un golf acolo. Iar în spatele Plăcuței 20 și 2, pe partea cu Salcia de la mal, fix în dreapta mai avem un golf care aici nu se vede. Pe golful acela apa are cam 70-80 de centimetri și este o zonă cu substrat foarte, foarte tare, zici că e beton. Acolo merge, cred că se-ți prezis montura foarte bine, indiferent de sezon, cred că și vara și primăvara, mai ales că e apa mică și se încălzește mai repede.
Ne-am scos ciortanul ăsta de 4 kg de pe poziția din dreptul salcei. Aproximativ din acea zonă. O să încerc eu să fac o schiță. Să vedem dacă o să-mi iasă. Și colegul nostru a pescuit între 23 și 24. La fel. Este ca un fel de golf în stuf. O zonă cu apă între 60 și 1,20 m. 60 de centimetri și 1,20 m. La fel, substrat tare. De acolo a scos el ciortanul de 3 kg. Cam asta este situația. Continui tu sau? Vedeți cât de două sprichete mă anunțări, da? Lași-mi. Adică l-am și două menuri de care ai văzut mai devreme. Să nu mă...
înălțat regulamentar. Uitați. Asta e și montura pe care l-am prezentat-o și mai devreme. Un snowman bilă de 16 cu un pop-up mulberry. Da. O montură simplă și după cum se vede eficient. Păcat că e foarte mic. Cântărim de cât mai rău, tot așa, mă la 2 kg jumătate, 3 kg maxim pe care. 3 kg. Oh.